Sfântul Nicodima Ghioritul este prăznuit în Biserica Ortodoxă în data de 14 iulie. Personalitatea acestui sfânt luminat intelectual și patron al literaturii patristice și monahale grecești ne poate învăța foarte multe lucruri despre ce înseamnă viața ortodoxă, să spunem ortodoxia în sens larg, în relație cu perioada modernă sau cu provocările lumii moderne. Această relație dintre ortodoxie sau tradiția ortodoxă și lumea modernă a provocat foarte mult, în trecut și chiar și în prezent. Au existat voci care spuneau că Biserica Ortodoxă nu se poate moderniza, sau că este împotriva elementelor moderne din lume, sau că este incompatibilă cu modul de viață guvernat de cuceririle științei moderne. Acestea sunt clișee care vin din neînțelegerea modului de viață creștin și ortodox. Sfântul Nicodim a trăit în secolul al XVIII-lea, care este un secol special pentru istoria Europei și a lumii. Este secolul Revoluției franceze, al proclamării principiilor exprimate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, al iluminismului european și al primelor aplicații ale științelor care au dus la dezvoltarea capitalismului. Dar ortodoxia răsăritană era departe de aceste realități, fie sub jugul otoman, fie în izolata Rusie modernizată formal, creștinii ortodoxi încercau să-și definească mai bine identitatea în relație cu toate aceste provocări și să rămână în același timp credincioși. În acest context, Sfântul Nicodim a deschis o paradigmă care definește lumea ortodoxă. Această paradigmă este dominată de apelul la izvoarele identitare ale spiritualității patristice. Sfântul Nicodim a rămas în istoria bisericii ca autorul grec care a făcut eforturi considerabile pentru a facilita accesul pentru cititorul contemporan la literatura greacă patristică. În primul rând, îi se datorează publicarea Filocaliei grecești în anul 1782 la Veneția, celebra Filocalie de la Veneția, care a facilitat într-un context de confuzie identitară și spirituală animată de mult ateism european, refundamentarea credinței în practica ascetică și mistică a Bisericii Nedespărțite și a învățăturii Sfântului Grigorie Palama, care împreună fac din viața creștină o viață cu adevărat duhovnicească. Răspunsul ortodoxiei la modernitate a fost un apel la viața în duh, la viața mistică. Aceasta nu înseamnă refuzul modernității, pentru că nu poți refuza timpul în care trăiești, dar îl poți modela în funcție de idealul pe care îl urmezi. Fie un ideal social sau uman autonom și cel mai previzibil ateu, fie un ideal teocentric, mistic, înalt, sfințitor, care nu face compromis pe tema relației dintre om și Dumnezeu. Sfântul Nicodim a publicat foarte multe lucrări, unele ca autor în care face sinteze moderne ortodoxe la texte patristice mai vechi sau la canonele bisericii și altele care sunt texte din Sfinții Părinți pe care încearcă și reușește să le editeze. Este un simbol al intelectualității ortodoxe, care a ales să nu meargă pe calea ateismului, ci pe calea cea mai profundă a spiritualității patristice. Pentru orice epocă, alegerea Sfântului Nicodim este un exemplu pentru noi. Ne putem dezvolta doar dacă ne cunoaștem cu seriozitate sursele identitare.